Dar nu cred că e la oficial, omule. De ce dau click? De ce dau click pe chestii din chat? Holy shit. Așa, hai să ne uităm la omul meu, Dan Diaconescu. Dan Diaconescu, după ce a lansat primul NFT al unei voci cenzurate, acum își lansează pula. DD Home Cinema cu același logo de 2 lei pe care l-a avut toată viața lui la OTV. Tot încăcat de logo și aici și în 2021. Dan Diaconescu Home Cinema este o platformă dedicată exclusiv artei cinematografice, avându-l ca unic protagonist pe Dan Diaconescu. În curând, hashtag Dan vine. E Dolby Digital de România. Și-mi place foarte mult artă cinematografică, cred că e some legal shit here, că nu poate că să-l încadreze drept artă. Noul meu univers. Începând de astăzi, lansez primul sistem cinematografic bazat pe tehnologia blockchain. DD Home Cinema este primul cinematograf virtual pe care eu, Dan Diaconescu, îl împart cu dumneavoastră, poporul. Primul cinematograf virtual? Primul cinematograf virtual? Omul e BS player! Până la marea premieră a filmului Pandemia, o peliculă pe care o să o vizionați mai devreme decât vă așteptați, vă invit să intrați în marea comunitate ddhomecinema.ro, accesând linkul din descrierea de mai sus. Bine ați venit în... Amazing. Dan vine. Vocea interzisă vorbește. Cui este frică? Literalmente nimănui. Literalmente nimănui. Uite-și pe Nikita. Haideți la Pitești, am informații noi despre casă Elodia. De ce știu atât de mulți oameni de aici din comentarii? Și are acest video de 5 sunt minute, dar cred că pot să-l văd de la el de pe site direct, de pe DD Home Cinema. Ăsta este serialul Netflix, Pandemia, film povestit, genul serialului. Dan Diaconescu s-a întors, vocea interesă să vorbește. Sunt Dan Diaconescu, singurul cetățean european care are interdicție de a vorbi în public. Totuși, sunt Dan Diaconescu, primul cetățean român care am lansat de curând primul NFT, e adevărat în străinătate, pe platforma OpenSea, o platformă destinată în special publicului american. Am reușit împreună cu dumneavoastră această minimă performanță, însă astăzi mărim universul DD cu o nouă tehnologie. Este vorba de DD Home Cinema, un prim sistem cinematografic bazat pe tehnologia blockchain, care va aduce în casele dumneavoastră, prin streaming, prin stick sau prin DVD, o operă de artă cinematografică. Prin stick sau prin DVD? Brother man, ce? Poftim! Stick sau prin DVD, o operă de artă cinematografică. Un activ digital unic care este al dumneavoastră și numai al dumneavoastră. Fiindcă la baza acestor pelicule cinematografice... Stai un pic! Nu mai e nimic comic! Deci poți să streamuiești serialul, dar în același timp poți să-l cumperi ca NFT? Va sta tehnologia blockchain, o criptomonedă va sta desigur la baza achiziționării acestor trei produse în varianta streaming, în varianta stick sau în varianta DVD. Așa cum v-am anunțat, criptomoneda pe care noi împreună cu dumneavoastră o vom folosi se va numi CryptoDan. Ok, CryptoDan to the fucking roof. We going to the moon. We going to the moon cu CryptoDan. Cum ai varianta Dan Coin și mergi pe CryptoDan? Era atât de aproape, Dan Coin. Era atât de bun. Sau DD Coin, era atât de bun. CryptoDan, dude. CryptoDan? Am doi CryptoDan la karate. Era atât de aproape. Dan Coin. Dan Coin. Didi Coin. Dani Coin. CryptoDan to the fucking moon. CryptoDan e nou GME. E nou Ethereum.
Eu sunt acel Dan care face parte din familia dumneavoastră de zeci de ani, așa cum dumneavoastră faceți parte din familia mea. Crypto Dan și la Pona Enigel. Veți avea o mare surpriză pe lângă filmul cinematografic în sine. Fiecare dintre dumneavoastră, pentru o perioadă limitată de timp, în care ne vom verifica prieteniile, vom vedea care sunt oamenii loiali, care sunt oamenii mai puțin loiali. Ei bine, toți cei care veți primi în casele dumneavoastră un stick. Coi, nu mai există în atenția publică de 10 ani. Ce oameni loiali? Literalmente nu știe lumea cum mai arăți. Ce oameni loiali? Toată lumea crede că ești la pușcărie. Ce oameni loiali? În DVD sau streamingul video veți primi și o cantitate de criptodani. La momentul respectiv vă voi povesti sau chiar dumneavoastră îmi veți relata ce veți face cu acești criptodani. Eu vă invit de pe acum să nu-i ratați, fiindcă nici nu știți ce pierdeți. Bă, am un mesaj nou de la Didi Home Cinema. Mulțumesc foarte mult, Schirov. Am un mesaj nou, vedeți? Un mesaj nou de la Didi Home Cinema. Ia să vedem. Completează formularul pentru a începe discuția. Păi îmi zice că am un mesaj nou. Ce formular? Welcome to our site. If you need help, simply reply to this message. We are online and ready to help. Stați că voi nu vedeți. Am găsit un titlu de articol în care zicea că era Navalny al României. Tot el l-a scris, man. Era tot din campania lui de zi în care s-a întors în atenția publică. Alo, domnul Criptodan? Haideți, vă rog eu cu răspunsul. Alo? Am un mesaj nou degeaba. Revenind la filmul pe care îl veți vedea în scurtă vreme, și el este o noutate absolută. Este vorba de prima peliculă cinematografică, un răspuns, un film răspuns pentru întrebările dumneavoastră. Întrebările de zi cu zi, întrebările mai noi sau întrebările mai vechi? Oare acest film va răspunde la întrebarea de ce pipiul meu e galben? Sau nu știu. Hai că întrebările de zi cu zi. Asta m-am întrebat azi. How high is the sky? Care vă macină de foarte mulți ani de când noi ne-am cunoscut. E vorba nu doar de primul film răspuns, ci este vorba de primul film artistic care vine să vă povestească dumneavoastră. Ok, Dan, de acolo, să răspundem la asta. De ce stau casele afară? Poate documentarul tău să-mi răspundă la asta? De ce stau casele afară? Cum stau lucrurile? Este primul film povestit. Poți să-mi zici, Dan Diaconescu, cum merge școala dacă n-are roți? Get fucking owned! O altă întrebare. Dan Diaconescu, acest... te lauzi, da? Îmi zici că îmi va răspunde la întrebările de zi cu zi. Spune-mi cine a luat brânza de el de pe rafturi. Dan Diaconescu, spune-mi acum cine a luat brânza de el de pe rafturi. Ce șiretlicuri s-au făcut la nivel global? Ce organizație stă în spatele dispariției brânzeturilor Dell de pe rafturi? Ce tip de gherilă economică s-a dus pentru dispariția brânzeturilor Dell? Astea sunt întrebările la care vine răspuns. Primul film relatat de către un narator, în cazul acesta de către mine, de către subsemnatul, singurul care am văzut acel film. O să înțelegeți imediat cum veți vedea pelicula respectivă acasă la dumneavoastră, stând confortabil pe fotoliu sau pe canapea, ori pe un scaun, veți înțelege despre ce premieră. O incursiune în psihologia oamenilor care se uită. Puteți să stați unde vreți, pe canapea, pe fotoliu sau chiar pe scaun. Ce fac, Dan Diaconescu, spune la asta, ce fac dacă vreau să stau pe taburet? Ce fac dacă stau pe un bini? Ce fac... Grafică vorbesc. Povestitorul, Dan Diaconescu, vă va relata un film unic, un film pe care doar eu l-am văzut, un film bazat pe fapte reale, un film, desigur, în care mi-am adus și eu, ca realizator, ca regizor sau ca scenarist,
un mic aport. Marele aport este însă al dumneavoastră. Împreună cu dumneavoastră am realizat aceste active digitale. Mă fascinează puține lucruri în lumea asta decât miliardarii care nu-și fac dinții din gură. Sincer, Dan Diaconescu, ai furat milioane de euro. La fel și cu Dragnea. Coe, cât de mult să furi și să nu te duci să-ți faci dinții din gură? Sincer, acum. Tale unice, aceste opere de artă unice, așa cum se numesc ele mai nou. Fiindcă ceea ce veți primi dumneavoastră în casele dumneavoastră prin streaming, stick sau DVD sunt de fapt niște NFT-uri, niște tokenuri non-fungibile, adică niște tokenuri nedivizabile. Acasă, doar dumneavoastră le veți putea viziona. Mai trebuie să vă rog însă ceva la finalul acestei intervenții. Vă rog să nu copiați aceste materiale, vă rog să nu le distribuiți și vă rog să nu le postați. Asta, dacă nu cumva ați vrea să împărtășiți sau să aveți soarta pe care eu am avut-o în ultimii ani. Bă, m-a rugat. Nu pot să vă arăt că m-a rugat. I've been caught in 4K. M-a rugat. Să nu cumva... Vă rog și eu frumos la rândul meu, pentru că susțin drepturile de autor și drepturile de autor sunt o idee foarte bună. Vă rog frumos să nu cumva să le vedem pe Filelist, pe vreun torrent. Unde ești tu, brânzădel? Ce mergeai cu un copănel? Roșii, ceapă și măsline. Mi-e așa de dor de tine. Te sug. Vă rog frumos să nu cumva... să dați 9,99 lei ca să vă uitați la primul episod din Dan Diaconescu și să-l puneți și pe torenți. Vă rog foarte mult. E singurul om cenzurat din Europa. Așadar, nu ratați noul univers cinematografic DD Home Cinema, fiindcă nici nu știți ce pierdeți. Vă avertizez, nimeni să nu dea cei 10 lei pentru un episod și să-l pună, să zicem, la noi pe Discord sau ceva de genul. Vă rog frumos să nu o faceți, ați încălcat legea.